Înainte de a citi textul, și pentru că nu vreau să vă invit să predicați mai repede, mă gândeam în timp ce fratele predica, în timp ce vorbea despre diavolul, știți la ce vă gândeam? La diferența dintre Dumnezeu și Satana, la cât de rău este diavolul și la cât de bun este Dumnezeu. În timp ce fratele vorbea, citeam din cartea lui Iov, din capitolul 1, unde spune Biblia că Dumnezeu se laudă cu un om. Unul singur era bun, neprihănitul Iov. Și știi ce spune Biblia acolo? Că diavolul care era și el prezent acolo, știi ce spune lui Dumnezeu? Îi zice, Doamne, dă-mi-l pe mână și vei vedea atunci cine este acest Iov. M-am gândit că diavolul este atât de rău că dacă există un singur om neprihănit, vrea să-l distrugă și pe ăla. Iov ar fi putut, în situația asta din cartea lui Iov, Satan ar fi putut să se laude și să spună lui Dumnezeu, Doamne, Tu ai unul, eu i-am pe toți ceilalți. Dar nu face asta. Unul singur, e un singur neprihănit și zice lui Dumnezeu, ăla singur, dă-mi-l pe mână. Și acum, pe de o parte, uitați-vă la cât de rău este diavolul și pe de altă parte, uitați-vă la bunătatea lui Dumnezeu. În Noul Testament spune Biblia că un păstor avea 100 de oi, se pierde una singură. Și ce face? Le lasă pe toate cele 99 și se duce și găsește oaia pe lume. Vedeți cât de rău este diavolul și cât de bun este Dumnezeu. Diavolul n-are liniște și pace. Un singur neprihănit să fie aici în Frankfurt, dar sunt sigur că sunt mult mai mulți. Un pocăit să fie aici, unul după placul lui Dumnezeu și diavolul n-are liniște și pace până că nu-i distruge la pocăința, până că nu-i distruge pacea și liniștea. Unul singur să rămână lumea asta și diavolul n-are liniște și pace. Și cât de bun este Dumnezeu. Unul singur se pierde și îi lasă pe toți aia 99 de sfinți. De ce? Să-l găsească pe ăla singur. Și acum spun ție, Doamne, și spun ție, Domnule, și frate, și soră, tu care ai venit în această zi, să fi fost tu singurul păcătos. Tot m-ar fi trimis Dumnezeu să-ți predic ție în seara asta. Să fi fost tu singurul păcătos din Frankfurt, dar 100% că ești singurul din locul acesta. Tot m-ar fi trimis Dumnezeu în seara asta pentru că te iubește și pentru că este bun. M-ar fi trimis Dumnezeu să-ți predic ție. Și în seara asta cuvântul este pentru tine. De-aia ridică-te în picioare, ridicați-vă cu toți în picioare. Cât de rău este diavolul. Și cât de bun este Dumnezeu, observați diferența, e extraordinar. Și acum, fratele va vorbi și prea multă învățătură, s-ar putea să vă obosească și căldura aici. O să mă pot lăuda celor de acasă, că m-ați primit cu toată căldura, și la propriu și la figurat. Prin urmare, prea multă învățătură e obositoare, nu o să vă bombardez așa cu prea multe versete. Însă încerc, din Cartea Genezei, din capitolul 39, să vorbesc despre omul despre care predic de foarte multe ori și anume despre Iosif, omul despre care știm că are, unii teologi spun că între viața lui Iosif și viața lui Iisus sunt 113 puncte comune. Ia gândiți-vă numai la faptul că la fel ca Hristos, Iosif când ajunge condamnat, are lângă el doi oameni, la fel și condamnați. Unul moare și altul trăiește. Sunt foarte multe puncte comune, teologii găsesc aproximativ 113 puncte comune. Când a zis 113, l-am văzut pe unii dintre voi, așa că vă creștea puțin tensiunea. Nu o să vă țin, nu o să vă reprezint pe toate 113, dar măcar 54 pentru Dumnezeu. Exact. Geneza 39, citesc numai câteva versete. Zice așa. Iosif a fost dus în Egipt și Potifar, legătorul lui Faraon, căpetenia străjerilor, un egiptean, l-a cumpărat de la ismaeliții care l-a dusese acolo. Domnul a fost cu Iosif, așa că toate îi mergeau bine. El locuia în casa stăpânului său egipteanul. Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el și că Domnul făcea să meargă bine ori de ce se apuca. Spune Biblia că Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba lui și l-a pus mai mare peste casa lui și i-a încredințat tot ce avea. Versetul 6 zice, egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea și n-avea altă grijă decât să mănânce și să bea. Nu cred că era exact în ordine asta, cred că mai degrabă era invers, decât să bea și să mănânce. Și ce foarte interesant, că Iosif de aici ajunge la pușcărie.
Și versetul 21 trecem direct acolo, spune Biblia, că Domnul a fost cu Iosif. Ce interesant, el e la pușcărie și Biblia spune că Domnul a fost cu Iosif, ba mai mult, și-a întins bunătatea peste el. Și zice că l-a făcut să capete trecere înaintea mai mare lui temniței. Amin, acesta e cuvântul pe care am vrut să-l citesc. Aș vrea totuși să fac o rugăciune, pentru că sunt absolut conștient că în seara asta, dacă nu lucrează Duhul Sfânt într-un mod miraculos, nu există nicio șansă să mă ascultați 99% până la capăt. Aș vrea pe parcursul predicii să lași un fundal muzical, dar foarte încet. Asta e pentru mine, nu pentru ei, că eu să mă pot concentra așa, dar foarte, foarte încet, pentru ca oamenii să audă. Și vreau să-mi permiteți să fac rugăciunea asta, pentru că îmi doresc din toată inima ca Dumnezeu să vorbească. Amin. Vreau să stați cu ochii închiși, permiteți-mi să rostesc rugăciunea aceasta cu voce tare. Doamne, îți mulțumesc că Tu ești prezent aici. Doamne, îți mulțumesc că Tu ești prezent aici. Și la fel ca Iosif, ne dorim să semănăm cu Domnul Iisus. Am învățat în această zi, Doamne, că venirea Domnului nostru este aproape. Știm că vremurile sunt vremurile din urmă și ne-am întrebat în această seară dacă suntem sau nu gata pentru clipa când se va auzi Maranata, vine Iisus Hristos. Doamne, ne-am adunat într-o seară ca aceasta aici, tocmai pentru ca să ne pregătim ca să fim gata. Doamne Dumnezeule, Te rog, ajută-ne în această seară să învățăm ce ar trebui să facem pentru ca în ziua în care se va auzi dincolo de Frankfurt, dincolo de Terra, dincolo de Caralactee, se va auzi Maranata, vine Iisus Hristos, ieșiți în întâmpinare, când soarele pregătirii, cum zice Maleahii, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos va răsări. Doamne, în ziua aceea, aș vrea ca toți cei ce suntem în locul acesta să stăm în picioare și tuturor să ne spui, vino rog bun și credincios, cercetează-ne, Doamne, în seara aceasta. Vreau să simt dulcea cercetarea Duhului Tău cel Sfânt. Vreau să pot să plâng în prezența Ta în seara aceasta cu lacrimi pe care le aduce Duhul Tău cel Sfânt. Doamne, vreau ca în seara asta locul acesta să fie cercetat de puterea Ta. Atinge-te, Doamne, de noi. Lucrează, Doamne, eliberează, Doamne, vindecă, Doamne, pentru că în clipa în care totul se va fi terminat aici, Doamne Dumnezeule, ajută-ne să fim pregătiți pentru clipa aceea și în clipa aceea, Doamne, tot ce am fost în această seară aici, tuturor să ne spui, vino rogul și credincios, îți mulțumesc că o să dai cele mai potrivite cuvinte și celor care ne ascultă, Doamne, le vei da cea mai potrivită atitudine, îți mulțumesc pentru toate lucrurile. Amin. Vă rog în prezența Domnului să vă reașezați, să nu uităm nicio clipă lucrul acesta, că suntem în prezența lui Dumnezeu. Era femeie de serviciu biserică, bunicul era pastor bisericii, combinația perfectă. Și la noi în biserică programele erau lungi. Stând la voi, mi-aduc aminte de momentele alea, la noi programul începea dimineața de la 9 și se termina la 2, după amiază, câteodată se termina chiar la ora 3 după masă. Începea la 9 dimineața, se termina la 2-3 după masă. Când cât un pastor își începea predica sau cât un predicator pe la 2, așa după masa, după 4-5 ore de program și când frații și surorile erau terminați și obosiți și vedeam pe mulți așa, întotdeauna fratele începea cu o voce mustrătoare, că ai noștri au avut vocația asta mustrării, se uitau la frați și certa așa puțin de la învon și ne spunea și nouă și ne zice așa: fraților, dacă nu rezistăm în casa Domnului 2-3 ore peste program, cum vom rezista o veșnicie în rai? Eu de câte ori auzeam chestia asta, mă descuraja cumplit. Mă gândeam că rai va fi un loc în care se va predica mulți. La noi în sat, băncile nu erau așa de confortabile care voastre, erau niște bănci din lemn fără spătar pe care era greu să dormi dacă dormea careva, pica toată banca. Și mă gândeam, Doamne, când eram copil, îmi imaginam că raiul e ca la noi în biserică. Că e un loc unde se predică mult, cu bănci din lemn, fără spătar. Mai târziu am realizat că raiul e de nedescris în cuvinte. Sunt astăzi o grămadă de oameni care se laudă că au fost în cer și s-au întors de acolo și ne povestesc tot felul de povești nemuritoare. Apostolul Pavel zice,
având parte de o asemenea răbdire, nici măcar nu îndrăznește să-și o asume, ci zice, cunosc un om din modestie care a fost răbdit până la cel de-al treilea cer și așa mai departe. Și am învățat ceva, Apostolul Pavel zice, locul acela pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru noi, nu poate fi cuprins în cuvinte. Știți cum vom fi când vom ajunge în cer? Cu siguranță ați văzut pe net o grămadă de copilași care fie aud pentru prima dată și ați văzut fețele lor, fie văd pentru prima dată. Vom fi exact ca niște copii care văd pentru prima dată. Știți că un copilaș de felul acesta, o fetiță, după ce a suferit o intervenție chirurgicală la ochi, când a văzut pentru prima dată, a văzut chipul mamei și după aia a văzut o bucată de cer ce se putea fi văzută în curtea spitalului și când a văzut cerul, i-a zis mamei, mamă, de ce nu mi-ai zis că totul e atât de frumos? Și mama i-a zis, am încercat să-ți explic, dar tu nu puteai înțelege. Când vom ajunge în cer și ne vom minuna de frumusețea locului pe care Hristos l-a pregătit pentru noi, îi vom spune lui Dumnezeu, Doamne, de ce nu ne-ai spus că cerul e atât de frumos? Și Dumnezeu ne va spune, am încercat să vă explic, dar voi nu puteați înțelege. Îi vom spune lui Hristos, Doamne, dacă ne-ai fi spus, dacă ne-ai fi dat o poză, dacă ne-ai fi prezentat o filmare, cât e frumos e în cer să vezi că am fi stat la biserică, nu 4 ore, nu 5 ore, nu 6 ore, nu 7 ore, să vezi, Doamne, că am fi fost primii cu Biblia acolo, să vezi, Doamne, ce pocăiți am fi fost. Și vom expune lui Dumnezeu, Doamne, de ce nu ne-ai spus că totul e atât de frumos? Și Dumnezeu ne va spune ziua aceea, am încercat să vă explic, dar voi cu mintea voastră limitată nu puteați înțelege. Aș vrea să vă aduc încă o dată aminte, suntem în prezența lui Dumnezeu. Mai zic încă o dată, suntem în prezența lui Dumnezeu. Vă mărturisesc un lucru, nu știu cum sunteți voi, dar eu în ultima vreme, când mă pun pe genunchi și mă rog, simt, nu știu, știți că noi de prea multe ori, noi zicem că rugăciunea e comunicarea noastră cu Dumnezeu, când de cele mai multe ori vorbim noi și Dumnezeu tace. Noi venim în adunare, ne spunem poezia noastră, fiecare face numărul lui, vorbim noi și Dumnezeu tace. Vii, te pui pe genunchi, vorbești tu, Dumnezeu tace. Vii, cânti o cântare, vorbești tu, Dumnezeu tace. În timpul predicii, totul vorbești cu ala de lângă tine sau cu tine însuți, interogându-te la nivelul minții tale, gândindu-te la ziua de mâine și de poimâine, vorbești tu și tace Dumnezeu. Eu vreau să vă aduc aminte de ce spune Scriptura, când Domnul este în templul lui cel sfânt, toată lumea se tace. Rugăciunea presupune o comunicare cu Dumnezeu, știți? Dacă ar fi să definez rugăciunea, spune că rugăciunea este felul în care noi vorbim cu Dumnezeu. Când Dumnezeu ne răspunde, asta se numește revelație și revelația absolută este în Iisus Hristos. Și revelația pe care noi o avem astăzi este în Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. În momentele în care, mă rog, nu știu cum sunteți voi, eu fac lungi momente de tăcere. Tac. Vorbesc și zic, Doamne, acum ți-am zis tot ce aveam de zis, acum vorbește Tu. Și în momentele acestea de tăcere, aud de undeva din depărtări, parcă un cor de îngeri care se aude tot mai aproape. În vremurile acestea tulburi despre care vorbea fratele nostru scump, vă nu simțiți că de undeva din răsărit bat un vânt al schimbării? Se apropie primăvara, vine dimineața, vine Iisus Hristos. Nu-i mult până când dincolo de Frankfurt, dincolo de Germania, dincolo de România, dincolo de Terra, dincolo de Calea Lactee se va auzi, vine Iisus Hristos, ieșiți în terminare. Toate serile acestea sunt cu un singur scop, ca eu și cu tine să fim pregătiți pentru clipa aceea. Degeaba știu grămadă de teorii, degeaba știu grămadă de versete din Biblie, degeaba cunoști o mulțime de lucruri dacă viața ta nu se aseamănă cu viața lui Iisus Hristos. Dacă m-ar întreba cineva, Doamne, ce înseamnă să fii pocăit? Ar zice că fi pocăit înseamnă să semeni cu Iisus. Există în Franța, am văzut o statuie tare de tot. Era un Iisus care n-avea mâini. Și scria în limba latină ceva, nu o să vă traduc în latinește ca să nu spună careva, că nu o să spună în latinește ca să nu zică cineva că mă dau mare. O să traduc pentru zidirea poporului direct în românești. Când am văzut statuia aia fără mâini, mi-a zis, bă, au ajuns ai noștri pe aici și au luat mâinile. Dar după aia mi-am dat seama că de fapt era vorba de o statuie făcută de la început așa, pentru că în latinește știi ce scria sub ea. Fiți voi mâinile mele. Tu ești sâmbetul lui Hristos în lumea aceasta. Voi sunteți mâinile lui Hristos în Frankfurt. Voi sunteți picioarele lui Hristos. Aici Dumnezeu v-a așezat pe voi. Ăsta e rostul pentru care Dumnezeu ne-a lăsat în lumea asta. Asta înseamnă să fii pocăit. Asta înseamnă să fii credincios. Să
să se uite cei necredincioși la tine și să spună, când mă uit la tine, mi-aduce aminte de Iisus Hristos. Felul în care te îmbraci, felul în care vorbești, felul în care zâmbești, felul în care te raportezi la ceilalți, felul în care cânți, felul în care te rogi, felul în care te comporți, tot ce faci, îmi aduce aminte de unul singur și acesta, acesta este oglindirea slavei lui Dumnezeu, este întipărirea ființei lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel le zice celor din Corint, nu Pavel a fost răstignit pentru voi, nu Apollo sau Petru a murit pentru voi, ci este unul singur care este Fiul în vecii vecilor. Lui să fie gloria, cinstea și slava. El este Domnul nostru, El este Mântuitorul nostru. Și proclam un lucru în seara aceasta, este prezent aici. Și a fi creștin asta înseamnă. A fi creștin înseamnă să semeni cu Iisus. Dacă se întreabă careva pompos, ce înseamnă creștin? De altfel, cuvântul acesta în grecește, asta înseamnă ucenic al lui Hristos, Christianus. Ucenic al lui Iisus. Un om care seamănă cu Iisus. Aveam un bătrân la noi în sat când venea la biserică, noi copiii ziceam, a venit Domnul Iisus. Știți de ce? Tot timpul avea bomboane în buzunar, le dădea la toți. Tot timpul zâmbeam, nu am văzut niciodată încruntat. Tot timpul când stătea de vorbă cu careva, dădea mâna cu careva, îl îmbărbăta, îl încuraja. Și când venea la biserică, ziceam, a venit Domnul Iisus. Ce poate fi mai frumos? Nu există compliment mai frumos pe care putea să-l facă cineva. Și am ales să vreau să vă vorbesc despre Iosif, pentru că Iosif are foarte multe lucruri care la seamănă cu Iisus. Teologii spun că viața lui Iosif se oglindește într-un fel viața Mântuitorului Iisus. Încă înainte să se nască Hristos, Iosif semăna cu Iisus. Nu găsim nicio greșeală la Iosif, că dacă unii dintre noi suntem căutători de nod în pahură, s-ar putea ca unii dintre noi să credem că s-ar găsi vreo greșeală, nu găsești nicio greșeală la el. Și sunt foarte multe aspecte în viața lui Iosif care la seamănă cu Mântuitorul Iisus Hristos. Sunt foarte multe. Eu vă întreb o chestie. Ce ați zice voi despre un tânăr care încă din adolescență e mare mamă? Ce ați zice voi despre un tânăr care la vârsta de 18 ani e vândut ca sclav? Ce ați zice voi despre unul care la 20 de ani intră la pușcărie și stă 10 ani la pușcărie? Vreau să te întreb ceva, dacă ai ști că ăla de lângă tine a stat ultimii 20 ani la pușcărie, cum ai stat? Mai atent la buzunare. Probabil că te-ai uitat la el și ai vedea tatuajul ăla și l-ai judecat. Dar eu vă întreb ceva. Voi v-ați putea imagina că un asemenea om ar putea să ajungă prim-ministru vreodată? Vă mulțumesc, ok. Fără transpirație nu există inspirație. Ce-ați zice? Ați zice vreodată că un asemenea om poate să ajungă prim-ministru nu într-o țară de mâna a doua ca România, ci într-o țară ca și Deutschland? Să ajungă în locul doamnei Merkel? Ce ziceți? La 30 de ani, după ce își face școala vieții la pușcărie, după 10 ani de doctorate în domeniul ăsta, după 10 ani de masterate la pușcărie, într-o singură zi, în capitolul 41, în versetul 41 din Cartea Genezei, cel care era cel mai tare om de pe pământ în vremea aceea, regele absolut al Egiptului, Faraon, îi zice, îți dau pe mână toată țara aceasta. Păi, oameni buni, știți ce înseamnă asta? E ca și cum ai ajunge în America președinte, după ce ai stat 10 ani într-o pușcărie de maximă siguranță. Într-o singură zi, Dumnezeu îl ridică de acolo și face din el prim-ministru. De câte ori citesc istoria lui Iosif, mă complexez, mă gândesc, Doamne, ce istorie de succes incredibilă. Într-o singură zi, Dumnezeu face dintr-un pușcăriaș unul care conduce toată țara. Geneza, capitolul 41, versetul 41, interesantă simetria. Cred că nu mă înșel, acolo îi zice, îți dau pe mână toată țara Egiptului. Ești în seara asta, ieși și te uiți la tine și spui, Doamne, de 10 ani ești legat în pușcăria păcatului, de 10 ani ești legat de tot felul de lucruri și te uiți la tine și spui, niciodată nu va ieși nimic din viața mea, poate sunt în jurul tău oameni care îți spun la fel. Vreau să zic, aceasta este ziua în care Domnul te va ridica. Auzi? Aceasta este ziua în care Domnul îți va spune, îți dau în stăpânire țara aceasta.
Și nu mă refer aici din punct de vedere material, ci mă refer din punct de vedere spiritual. Astăzi este ziua când Dumnezeu îți dă puterea să te stăpânești pe tine. Tu, bărbatule, care spui că nu-ți poți stăpâni nervii nicicum, ci că ai vrea să te pocăiești, astăzi Dumnezeu îți dă cheia stăpânirii asupra ta. Și această cheie se numește Duhul lui Dumnezeu. În momentul în care coboară Duhul Sfânt, Duhul Sfânt rodește în tine și răbdare și înfrânarea poftelor. Astăzi este ziua în care Hristos îți spune, îți dau în stăpânire propria minte. Pentru că de alte zile nu-ți poți controla mintea. O, astăzi îți spune Duhul Sfânt, îți dau în stăpânire trupul tău, pe care nu-l poți controla și pornirile trupului tău. Astăzi Domnul îți poate da în stăpânire și puterea de a duce viață sfântă ție. Care e secretul? Când cineva are de zis un secret, cum îl zice, vreau să spun un secret, dar să nu mai spui la nimeni. De obicei, ăla care primește informația, merge la altul și zice, am să zic un secret, dar să nu mai spui la nimeni. Vezi că mă zice așa. Oamenii sunt mai atenți când vorbești încet. Văd că și voi sunteți mai atenți, nu știu ce pentecostați sunteți mai așa. Vreau să vă spun în seara asta un secret, dar pe care vă rog în numele Domnului să-l spuneți la toți. Eu nu vă transmit un secret pe care să-l țineți pentru voi și neamul vostru și ai voștri, ci vreau în seara asta să vă transmit un secret pe care vreau să-l trămânițați la fiecare colț de stradă, în fiecare casă, în fiecare familie, acolo unde Dumnezeu v-a așezat. Și titlul pe predicii mele este Secretul succesului în viața de biruință, pentru că într-o zi, când se va auzi, vine Iisus Hristos să spun, da, sunt gata, Doamne, nu sunt perfect, nu sunt sfânt, dar sunt socotit, neprihănit prin credința mea în Hristos. Ca să fii gata, trebuie să biruiești în două domenii din viața ta. Nu despre asta două vorbesc, aș fi vreo 4-5. Da. Facem noapte de vene. N-ați avut curajul să ziceți asta bine. Nu faci, stați liniștiți. Numai dacă se aprinde ceva. 1. Prima dată ca să poți să biruiești și să fii gata pentru ziua aia despre care vorbea fratele. Mai întâi trebuie să biruiești ispita. După aia trebuie să biruiești încercările. Cele două lucruri, două puncte, la predica mea sunt foarte clare. Secretul biruinței împotriva ispitei care ar fi. Pe foarte mulți oameni îi auzi când așa, pastor, eu m-aș pocăi, dar ispita e mare. Nu știu dacă la voi e așa, dar la noi, în zona noastră, cam așa. Zice, tentațiile sunt multe, eu m-aș pocăi, dar nu pot face aia, nu mai pot face aia, nu mai pot face aia, zice, ispita e mare. Acum, ce e ispita? Și vreau să vă ascultați cu mare atenție. Ispita nu-i tot una cu păcatul. Biblia spune în Evrei 4:15. Că și Iisus, Mântuitorul nostru iubit, a fost ispitit în toate lucrurile, dar fără păcat. Îi iau pe unii zicând, zice, am fost ispitit să păcătuiesc. Și întotdeauna întrebă, nu mai ai fost ispitit sau chiar ai păcătuit? Ispita nu-i tot una cu păcatul și lucrul ăsta trebuie să fie foarte clar. Ispita e doar reclama pe care diavolul o face păcatului. Dar încă un lucru vreau să vă spun, Dumnezeu nu ispitește pe nimeni. Mă, oameni, nu mai ziceți că Dumnezeu, din cauza asta, Dumnezeu m-a așezat nu știu unde. Nu, Dumnezeu nu ispitește pe nimeni. Biblia spune explicit, Iacov 1:13, că Dumnezeu nu ispitește pe nimeni. Dar acum, dacă aș putea să vă citesc gândurile, slavă Domnului, că n-am capacitatea asta, că n-aș putea predica în verci. Dar dacă aș putea să vă citesc gândurile, vă gândiți acum și asociați Iacov 1:13 cu rugăciunea Tatăl nostru, unde ne... Aici zice, Dumnezeu nu ispitește pe nimeni. Și rugăciunea domnească zice, și nu ne duce pe noi în ispită. Acum am să vă spun ceva, nu o să vă zic ce-o zis Papa, că ar fi greșită Biblia. Și o să vă zic altceva. În limba care a fost scris Noul Testament, limba greacă, e o limbă cu mai puține cuvinte și fiecare cuvânt are mai multe semnificații. Cuvântul care e tradus cu ispită are ca principală semnificație în originalul grecesc și acum mi-asum și o anumită competență pentru că mi-am făcut studiile post-universitar în limba greacă a Noului Testament. Cuvântul folosit aici are ca principal sens acela de încercare. Și aia dintre voi care iubiți Biblia, citiți cartea lui Iacov și veți vedea în primul capitol că atunci când Biblia vorbește despre ispită, acolo de fapt vorbește despre suferință, despre încercare. Chiar în primul capitol, în primele versete. Cuvântul
folosit în grecește, are ca principal sens acela de încercare. Abia al doilea sens, ăla de ispită în sensul românesc, adică de tentație, de a păcătui. Altfel spus, în rugăciunea Tatăl nostru, când ne rugăm și nu ne duce pe noi în ispită, știți ce spunem noi lui Dumnezeu? Noi spunem lui Dumnezeu, Doamne, nu ne tenta cu păcatul, ci noi spunem lui Dumnezeu, Doamne, Doamne, nu ne încerca credința mai mult decât putem noi duce. Pentru că și așa suntem noi destul de slabi. Și așa suntem noi destul de mici în credința noastră. Doamne, nu ne încerca credința mai mult decât putem noi duce. Pentru că așa cum am spus, cuvântul folosit pentru ispită are principalul sens în grecește. Nu tentația de a păcătui, ci principalul sens este acela de încercare. Ispită înseamnă în primul rând încercare. Și încercarea credinței noastre. Mă înțelegeți? Și atunci, eu vă întreb pe voi, se poate birui ispita în secolul 21? Pocăiți-vă, cine crede că se poate să zic amin? Amin! Vă întreb eu încă ceva, Iosif a fost ispitit de asta? Amin! Păi eu sunt cel puțin trei locuri și o să le identific rapid. În Geneza 37, de la versetul 2 la 4, e prima ispită cu care Iosif se confruntă. Era acasă la taică-său, frații lui făceau tot felul de chestii rele. Ce face Iosif? Se duce la tată și spune. Acum am auzit unui predicator zicând aici că Iosif a fost cam bărâncios. Știți care e prima ispită asta? E o ispită românească, dar și voi sunteți tot români. Ispita de a tăcea atunci când ar trebui să vorbești. Și de a vorbi atunci când ar trebui să taci. Ai zic odată, când am pătruns chiar la mintea tuturor, de auzit ați auzit-o, dar mai zic odată, ispita de a tăcea atunci când trebuie să vorbești și de a vorbi atunci când trebuie să fii pe silent ca telefonul adunat. Iosif se ducea la tata și spunea, tată, fii atent că Simeon a făcut asta, fii atent că el a făcut asta, tată, ai grijă că ăștia s-ar putea să cadă, ajută-i, tată. De câte ori nu mi-ai auzit pe mulți zicând, dar ce să-i zic eu lui? Vă nu vedeți în România toată lumea revoltată pe guvern, că nu asfaltează în drumuri, dar nimeni nu aranjează puțin în fața caselului. Vă nu vedeți că toți suntem revoltați, că e mizerie în stradă, dacă vedem că unul aruncă o hârtie, n-avem nicio treabă. Ispita de a tăcea, știți cum se numește asta? Ispita de a fi pe silent atunci când ar trebui să vorbești. Ce să-i zic eu lui, bă, dar n-are impostor, dar n-are... Ce sunt eu? Vă aduceți aminte din Vechiul Testament? Ce sunt eu? Păzitorul fratelui meu? Dar ce m-a pus pe mine Dumnezeu bodyguard lângă el? Ce m-a pus Dumnezeu pe mine pastorul lui? Dar n-are tată, dar n-are părinți. De ce să mă pun eu rău cu el? De câte ori ați auzit chestia asta? De ce să-i zic eu, domne, că după aia se supără pe mine? Lasă, domne, să zică altul, mă duc la păstor, să zică păstor, să zică ăla, să zică ăla. De ce să vorbesc eu? Și mai e ceva. Ne trezim că vorbim atunci când ar trebui să tăcem. De câte ori noi vezi pe doi care vorbesc înainte să vină șeful? Bă, când vine șeful să vezi ce îi zic, nu se mai poate. Bă, dacă îmi vine care îi zic și când vine șeful, se face că plouă. Bă, dar zic, ai zis că zici? Eu, ce-am zis? Eu am zis eu ceva. Eu să vorbesc și ne trezim că îi confundăm. Știți ceva? Trebuie mult înțelepciune. Mai zic un lucru. Știți că tăcerea, și asta am folosit-o de multe ori în predică, vorbește mai mult decât cuvintele de multe ori. Ia auziți. Voi vedeți că sunteți mai atenți când tac decât atunci când vorbesc? Știți ce zice Biblia? Că Duhul Sfânt mijlocește pentru noi în slăbiciunile noastre. Cum? Și spine negreite. Suspine negrăite. Știți că durerea când atinge cote maxime, nu mai poți nici măcar să o plângi, nici măcar să o rostești. Când Iisus era pe cruce, ce-a făcut? La final, zice Biblia că nemai având cuvinte, a scos un strigăt mare și și-a dat Duhul. Pentru că sunt lucruri pe care nu le mai poți cuprinde cuvinte. Nu știu cum sunteți voi, dar vă mărturisesc în seara asta că am avut o grămadă de rugăciuni în care n-am mai avut cuvinte înaintea lui Dumnezeu.
Și s-ar putea să fii în seara asta în biserică și să fii în situația în care de ani de zile te-ai rugat pentru copilul tău, de ani de zile te-ai rugat ca Dumnezeu să te vindece. De multă vreme aștepți ca Dumnezeu să se atingă de tine și aștepți în tăcere. Și spui lui Dumnezeu, Doamne, nu mai știu ce să zic, că de postit am postit, de rugat m-am rugat, am spus tot ce era de zis. Vreau să spun ceva, frate drag și dragul meu prieten, când tu nu mai ai cuvinte, există cineva care e gata să mijlocească pentru tine cu suspine grăite și acesta este Duhul lui Dumnezeu. Sunt în viața noastră momente când nu mai putem cuprinde. Am fost odată în spital să mă rog pentru o femeie bolnavă de cancer. Și o lână asta prostească tinerețe, am zis, Doamne, credeți? Și îmi zice, dar presupune că mi-a dat, zice, ai puțină credință dacă tot te deranjează de până aici. Crezi, zice, nu mai pot să cred nimic. Însă a doua oară bolnavă de cancer, ani de zile prin spitale, nu mai pot să cred nimic, dar dacă tot ai venit dumneata, zice, cuvenit ar fi și frumos ar fi să ai și dumneata puțină credință. De câte ori n-ai fost în situația aia în care nici măcar cuvinte n-ai mai avut înainte lui Dumnezeu și ai zis lui Dumnezeu, Doamne, durerea mea e așa de mare că nu mai am nici cuvinte. Ai fost într-o situație în care n-ai mai avut cuvinte. Și ai zis, Doamne, nu fac decât să mă prăbușesc. Mie mi s-a întâmplat când soția mea a fost diagnosticată cu cancer. Când nu mai găseam cuvinte și am spus lui Dumnezeu, Doamne, asta. Pur și simplu prăbușit în rugăciune la picioarele lui Hristos. Ore întregi n-am făcut altceva decât să tac, așteptând un singur lucru, îndurarea lui Dumnezeu, atingerea lui Dumnezeu. Suntem în această seară aici, Hristos e prezent în locul acesta. Mai zic o dată, Hristos e prezent în locul acesta. Poate nu mai ai cuvinte să spui lui Dumnezeu cât de mult ți-ai dorit ca Dumnezeu să se atingă de tine, cât de mult ți-ai dorit ca Dumnezeu să schimbe viața ta, cât de mult ți-ai dorit ca Dumnezeu să se atingă de familia ta, dar vreau să zic un lucru. Taci în prezența Lui și El e gata să te vindece. El e gata să te ridice. El e gata să te libereze. O, e imaginea din Apocalipsa, că tot a vorbit fratele din Apocalipsa, capitolul 1, când Iisus întinde mâna peste Ioan, care sunt în fața Lui, nemai având cuvinte, se prăbușește la picioarele Lui. Și spune Biblia că a întins mâna dreaptă și a zis doar atât. Nu te teme. Eu sunt cel din tâi și cel din urmă. Eu sunt Alfa și Omega. Eu sunt cel care a fost mort, dar sunt viu în vecii vecilor. Cheile locuinței morților nu sunt la doctori. Cheile locuinței morților nu sunt la oameni. Cheile locuinței morților nu sunt la tine, femeie și bărbatule, ci sunt în mâna celui care are toată puterea în cer și pe pământ. Și în seara asta să atingi de tine locul acesta. Pentru ca să poți să fii gata. Trebuie să biruiești ispita. Ispita de a tăcea atunci când ar trebui să vorbești și de a vorbi atunci când ar trebui să taci. A doua ispită este ispita de a capitolul 39, versetul 4. Zice că Potifar i-a dat toată averea lui. Aici, în Geneza 39, cu 4. Deci a dat toată averea și l-a pus mai mare. Și dacă vă uitați mai jos, zice că n-avea altă grijă decât să bea și să mănânce. A pus ordinea asta. I-a dat lui Iosif toată averea. Știți cât de bogat era Potifar? Mai bogat decât un patron mare din vremurile noastre, decât Ion Țiriac din România, mai bogat decât nu știu care vreți voi. Ia vă întreb ceva, dacă cineva foarte bogat v-ar da toată averea pe mână și ar zice așa, nu te plătesc nimic, pentru că Iosif nu plătea nimic, era sclav. Era rău. Credeți că n-a fost tentat să împrumute câte ceva? Credeți că n-au fost câțiva binevoitori care să zică, băi Iosif, fii atent cum îți spun eu o strategie, habar n-au ăștia de la guvern, fii atent. Ei talanții, îi pui într-un cont în Asiria și când ăsta mai tot timpul e beat, că e mai mult în cluburi, habar n-are, are o grămadă de bani, când ăsta nu-i atent, te-ai făcut nevăzut în Asiria, ai scăpat și de robie, credeți că n-au fost destui care se spune, Iosif, dar nu-i drept, că nu te plătește deloc, că mulți zic, frate, acum ce să facă, salariul mic, ajutorul social e mic, n-am cum să mă descurc altfel, asta e situația, dar eu cred că Iosif, în situațiile în care ăștia i-au spus așa,
le aduce aminte și le spune, nu uitați că numele Dumnezeului nostru este Yahweh Ire, Dumnezeu care poartă de grijă și Dumnezeu care mi-a purtat de grijă și m-a smuls din mâinile fraților mei care erau gata să mă dea spre moarte. Dumnezeu care m-a adus în locul acesta m-a purtat de grijă până la capăt. Nu-ți e frică, omule, că o să mori de foame dacă nu fori. Nu-ți e frică, omule, că dacă nu șer, nu o să te descurci. Ba din potrivă, Dumnezeu va binecuvânta munca ta dacă ai astăzi puterea și tăria să spui, Doamne, vreau să te urmez pe tine, ascultați-mă. Iosif a avut curajul acesta să se încreadă. Dumnezeu a zis, nu mă voi binecuvânta eu singur, nu o să fur din banii lui Potifar, ci voi face un lucru, mă voi încrede în Dumnezeu. Și vine vremea în care Dumnezeu mă ridică și face din el un miliardar, cel mai tare om din vremea aceea. De ce? Pentru că s-a încrezut în Dumnezeu. Amen. Dar mai există o ispită cu care Iosif se confruntă. Ispita de a tăcea atunci când trebuie să vorbești și de a vorbi atunci când trebuie să taci. Ispita de a fura și ispita de a trăi în imoralitate sexuală. E aici ceva tare de tot, în versetul 9, în capitolul 39, când se confruntă cu păcatul acesta. El zice așa în traducerea Cornilescu, cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? În originalul ebraic e o propoziție puțin mai concisă și ceva mai clară și vreau să mă ascultați cu mare atenție. Iosif a zis așa, să mă ferească Domnul să păcătuiesc. Vreau să mai zic o dată propoziția asta și vreau un lucru, să repetăm cu toții propoziția asta. Să mă ferească Domnul să păcătuiesc. Hai să repetăm împreună. Să mă ferească Domnul să păcătuiesc. Hai să mai repetăm o dată. Să mă ferească Domnul. Și pentru că trei cifre biblică, vreau să mai repetăm o dată. Știi ce văd aici? Hotărâre, determinare. Iosif când se luptă, ispita asta a fost o tentație foarte mare. În momentul acela Iosif a zis, acum ori niciodată să mă ferească Domnul să păcătuiesc. Sunt mulți oameni care se plâng astăzi, pastore, nu pot să mă pocăiesc. De ce? Pentru că nu mă pot lăsa de păcatul acesta. Tentațiile sunt prea multe și la nivelul minții, și la nivelul văzului, și la nivelul trăirii din zi cu zi. Vreau să zic un lucru. Dacă te vei împotrivi păcatului și vei avea puterea să spui să mă ferească Domnul să păcătuiesc, Dumnezeu se atinge de tine. Am cunoscut tineri care erau dependenți de heroină. Heroina, din perspectivă psihiatrică, dă dependență absolută. I-am văzut eliberați de puterea lui Dumnezeu. Am văzut oameni legați de alcool, alcoolici, ani de zile, eliberați de puterea lui Dumnezeu. Am văzut oameni legați de tutun, zeci de ani, eliberați de puterea lui Dumnezeu. Acei oameni care s-au împotrivit, cum spune Scriptura, păcatului până la sânge, acei oameni care, la fel ca și Iosif, au zis, să mă ferească Domnul să păcătuiesc. Dacă vei avea tăria de caracter și voință și puterea seara asta, să spui în seara asta, îi spun lui Dumnezeu, Doamne, începând din această zi am luat hotărârea să nu mă mai spun în viața mea și de astăzi înainte eu vreau să duc o viață curată pentru tine, spre ceva. Dumnezeu se va atinge de tine și îți va da putere, pentru că sursa puterii noastre morale este Duhul lui Dumnezeu. O, mai zic o dată, glorificat să fie Duhul Sfânt. Glorificat să fie Duhul Sfânt, că El aduce și răbdare, și împlinirea poftelor, și bucurie. O, glorificată să fie prezența lui Dumnezeu noi prin Duhul Sfânt. Ascultă-mă, bărbatule, tu nu te poți lăsa de droguri, tu nu te poți lăsa de țigară și de alcool, pentru că încă nu s-a atins Duhul Sfânt de tine. Dar în seara asta, dacă vei avea tăria lui Iosif, Duhul Sfânt te poate schimba. O, Sfânt, să fie. Duhul Sfânt îți poate da putere. Nu este și voința și înfăptuirea, dar tu ești slab. Tentațiile sunt mari. Când te confrunți cu păcatul, spui, Doamne, nu mai am putere. Tu sunt din cel care îți dă putere. Care este secretul? Le zic rapid. Și pentru ceasul zilei. Și dacă... Bine că nu se duc la catul al treilea, că n-am doar venit și la timp și dacă doar nu moară. Sunt două secrete. Fii normal, dar totul diferit. Și doi, fugi de rău de probleme. Fii normal, dar totuși diferit. Asta îmi place la Iosif. Nu face pe Sfântul. În pușcărie vorbește cu ăia, se raportează normalul și eu să sunt tot, nu stau de vorbă cu voi, nu mă bat în seara, nu. Unii pocăiți au chestia asta. Doamne, eu nu vorbesc cu ăia alții. Au atitudinea asta de superioritate. Dacă vrei să biruiești păcatul, fii normal.
Nu mai face cu Sfântul atâta. Sunt o categorie de oameni cu care nu poți vorbi nimic normal, fără să te bombardeze cu 150.000 de versete. Și dacă stai la masă și mănânci salată, îl zice, a, păi și Daniel a mâncat salată și s-a pucat. Fiți normal. Acolo unde v-ați ajutat, Dumnezeu nu face spre sfinții cu părinții voștri. Nu faceți spre sfinții cu pruncii voștri, cu prietenii voștri, cu cunoscuții voștri. Iosif, când îi pușcărie cu aia doi colegi ai lui, nu zice, nu vorbesc cu voi, nu vă bagă în seamă, nu. Erau necredincioși. Ce-ți vorbesc eu cu niște necredincioși? Nu. Știți care e boala bisericii de astăzi? Boala lui Iona, care fugea de Dumnezeu, dormea. Și noi dormim. În loc să stea pe punte lângă marinare fenicieni, Iona dormea. Știți ce facem și noi? Deci facem același lucru. Și în ziua când vine încercarea, marinare fenicieni îl trezesc pe Iona de cravată și zic, Iona, unde Dumnezeu tău? Nu trebuie să bombardezi pe aia de tine cu versete biblice din Apocalipsa și din Ezechiel și din Daniel despre sfârșitul lumii. Păi, mă refer la ele pocăiți de lângă tine. Trebuie să faci un singur lucru, să aștepți să vină furtuna. Și când vine furtuna, el singur va veni la tine și te spune, unde e Dumnezeul tău? Furtuna vine oricum. Am avut un prieten care a încercat eu să explic că Dumnezeu există cu argument ontologic, de văzură tare, oricum, din stat. Și încercam să explic că Dumnezeu există, ăsta era la filozofie și eu am făcut o parte, am intrat la facultate de filozofie și o parte din doctorat acolo și încercam să explic cu argumente și la un moment dat zice, bă, știi ce m-am mai obosit, eu nu vreau să cred în Dumnezeu, mă lasă-mă cu astea. Dar știți ce s-a întâmplat? Din ziua aia nu i-am mai zis nimic, vorbeam cu el normal, bă, ce mai faci, cum ești, să-ți fac prunci, vorbeam normal, fără cuvinte din pompoase din Biblie, fără cuvinte mari. Și într-o zi, știi ce s-a întâmplat? Copilul lui s-a îmbolnăvit grav și medicii au zis că nu se mai poate face nimic. Și în ziua aia, el singur a bătut la ușa mea și mi-a zis, Adi, roagă-te pentru băiatul meu care are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Hai să vedem acum, poate Dumnezeul tău să facă ceva. Dar noi dormim sub puntea bisericilor noastre, la fel ca Iona, în limbajul nostru pocăiesc, în limbajul nostru de lemn, vorbim, îi bombardăm pe alți, bă, dar noi credem că suntem treci, în realitate dormim. E vremea să ne trezim în sfârșit din somn. Fiți normal, oameni buni, nu vă comportați ca niște extraterești. Mulți după ce se pocăiesc, parcă sunt extraterești, nici nu mai vorbesc cu nimeni, au fața aia așa, schizi, de ăla care sunt cu Simon Stâlnicul, 33 de ani, un stâlnic. Dar trebuie să fii diferit în ceva, diferit în ce? În standardul tău moral. Roman 12:2, când toți fură, tu nu furi. Când toți la locul tău de muncă blestemă, tu binecuvântezi numele lui Dumnezeu. Când toți smurvesc, tu duci o viață curată pentru Dumnezeu. Asta înseamnă să fii pocăiți. Când toți ceilalți spun o grămadă de cuvinte care n-ar trebui să le rostească, tu spui, Doamne, ai milă de omul acesta. La fel ca Hristos pe cruce, care se ruga pentru aia care crucificau, Tată, iartă-i că nu știu ce fac, cu toate că ea știau exact ce fac, pentru că erau experți în ceea ce făceau. Dar în ciuda acestui lucru, Hristos se roagă, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Fii normal, dar totuși diferit, doi, fugi de rău, nu de probleme. Băi, oameni buni, noi fugim de probleme, astea de rău. Nu de rău, nu de păcat. Iosif fuge de păcat, fuge de rău. Și ce se întâmplă? Dă de probleme. Pentru că fuge de curvie, ajunge la pușcărie. Noi am așteptat să fie altfel. Noi fugim de păcat și să ne dea careva o diplomă. Na. Noi mai facem altfel. Noi fugim de rele, fugim de suferință și de probleme, folosim păcatul și zice, lasă că ne iartă Dumnezeu după aia. N-ar fi putut Iosif să facă la fel? Bă, mă rog după aia și mai iartă Dumnezeu. Înțelege Dumnezeu. Fugi de rău, nu de probleme. Fugi de păcat, nu de probleme. Și în fuga ta de probleme, dacă fugi de probleme, nu folosi păcatul ca să scapi. Și după aia cu gândul, lasă că mă rog că Dumnezeu mă iartă și bun, nu. Știți ce spune Biblia în 1 Petru 2:11? Să vă feriți de poftele firii, 1 Tesaloniceni 2:22-23. Zice, feriți-vă de tot ce se pare rău. În originalul grecesc zice, feriți-vă de rău și de toate aparențele răului. Bătrânii noștri aveau un simț extraordinar. Fugeau. Hai să vă zic un lucru. Eu am învățat de la romii multe chestii. Am avut întâmplări în viață în care m-am intersectat cu exponenți a etniei dumneavoastră, cu oamenii lui Dumnezeu credincioși.
Eram odată la Piatra Neamț, veneam spre București, student anul 2, aveam în buzunar 250 de euro. Bani primiți de la tata și mama că trebuia să dau la școală. Eram la Piatra Neamț o săptămână de evanghelizare. Era grup de oboseală după o săptămână de evanghelizare într-un microbus din ăla maxi taxi din București, din Piatra Neamț în București, stăteam și dormeam. Când am pus mâna pe buzunar, zic, bă, să nu cumva să intre careva să-mi pună, să-mi fure banii ăștia. Într-o parcare a urcat un domn de etnie romă cu doi prunci sărași după el. Și știți bine că funcționează prejudecățile, oricând ne-am ascunde, funcționează. Și am onestitatea cel puțin și sinceritatea să recunosc că funcționează lucrul ăsta. L-am văzut pe omul ăla sărac, intrând și am zis, bă, să nu cumva să mi se întâmplă ceva, trăim în România. Mi-am pus mâna pe bani, dar m-a dormit mai bine. S-a oprit microbuzul, când s-a oprit microbuzul era gol, eram doar eu microbuz. S-a oprit într-o pauză, nu știam, era soldat jos, eu am adormit, m-am trezit brusc, buimac, am coborât din microbuz și când am dat să cobor, n-am observat că banii mi-au căzut din buzunar. După aceea am aflat asta. Și după aia m-am plimbat pe acolo, buimac, așa, obosit cum eram, și în cele din urmă, trezindu-mă fără bani, prima idee, primul gând a fost, bă, cine a pus mâna pe bani? Și m-am gândit, ăla cu cei doi prunci. M-am uitat în benzinărie, era omul ăla cu doi copii, după el mâncam niște eugenii, dacă vă mai aduceți aminte de eugenii. Și eu mi-am zis, fii atent, ăștia mâncă eugenii pe banii mei. De 250 de euro ar fi avut ce mâncat tot eugenii, 200 de mâna. Când omul a văzut, pentru că până în momentul ăla nu m-a văzut, când m-a văzut, și ce-a făcut? S-a apropiat de mine, mă căutase, zice, Domnule, v-am căutat. Zice, cred că v-a căzut dumneavoastră, zice, formuleul ăsta din buzunar. Eu am deschis formuleul, mă uit, primul lucru, în loc să-i mulțumesc, mă uit să văd dacă-s bani acolo. În număr 150 nu era greu să numere. M-am uitat după aia să văd dacă nu-s falși. Și omul s-a uitat la mine și mi-a dat cel mai tare răspuns pe care l-am auzit la vreun pocăit vreodată. Fiți atenți și-o zic. S-a stat așa drept. Era mic de înălțime. Și acum vă zic un lucru. E diferență între mândrie și demnitate. Nu-i păcat să fii demn. E păcat să fii mândru. Am o predică ce se intitulează diferența dintre mândrie și demnitate. Nu-i bine să te citesc singur. Puteți să o găsiți. Omul demn e omul care știe că poartă chipul lui Dumnezeu, de a ne aranjăm frumos, de a ne îmbrăcăm frumos, că purtăm chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Nu-i mândrie asta. Asta drept, frumos și mi-a zis Dumnezeu. Chiar dacă sunt sărac, eu nu fur. Mi-a zis chestia asta de vreo două ori. Chiar dacă sunt sărac, eu nu fur. Și momentul ăla mi-a fost așa de rușine încât îmi venea să mă îngrop acolo. La căpătâiul microbuzului de rușine și câțiva kilometri, câteva ceasuri, mi-am cerut iertare și am aflat că e pocăit pe drumul înspre București. Dar mi-au rămas în minte cuvintele lui, chiar dacă sunt sărac, eu nu fur. Pentru că asta înseamnă să fugi de rău, nu de probleme. Pentru că mulți dintre noi, fugind de sărăcie, folosim răul uitând că trebuie să ne păstrăm demnitatea de copii al lui Dumnezeu. De la omul de etnie romă am învățat ce înseamnă să fugi de rău, nu de probleme. Auziți? Noi fugim de probleme, să nu mă doară spatele, să n-am necazuri. Dumnezeu zice, nu, chiar dacă voi fi sărac, bă, omul a zis, sunt sărac. Dar chiar dacă sunt sărac și banii ăștia reprezintă salariul meu pe câteva luni de zile, eu nu voi fura. De ce? Pentru că am un Dumnezeu care îmi poartă de grijă și la o demnitate pot chipul și asemănarea acestui Dumnezeu. Indiferent că ești român, că ești rom, că ești din Congo, din Eritrea, Noua Guinee sau ești german, în mod unic fiecare dintre noi purtăm chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Pentru toți a venit să moară Iisus Hristos. Cum fugi de ispită? Cum scapi de păcat? Fii normal, dar totuși diferit. Normal în comunicarea cu cei credincioși, diferit standardele tale morale. Fugi de rău, nu de probleme. Și acum o să vă vorbesc, dar foarte scurte cuvinte, cum să biruim încercarea din perspectiva lui Iosif. Sigur ați auzit ce urmează să vă spun.
compăzit unetul cu propoziția pe care o să vă spun acum, dintr-o predică de mea. Când ești în situație, vă întreb, Iosif a avut necazuri. Păi să-ți moară mama în adolescență, să fii vândut ca sclav, să ajungi după aia la fâșcărie 10 ani. Dom'le, necaz după necaz. Știți ce a făcut Iosif? A căutat soluții, nu vinovați. Dacă eram noi în locul lui Iosif, am fi zis, frații mei, vine ziua că mi-i dă Dumnezeu pe mână și vine ziua care Dumnezeu îi dă pe mână și toți sunt fața Lui și știi ce ne spune? Zice, necreșit, voi ați vrut să faceți un lucru rău, dar Dumnezeu a schimbat răul acesta în bine. Pentru că numai Dumnezeu poate transforma carcerul în biruință. Că numai Dumnezeu poate transforma în momentan, în viere. Că numai Dumnezeu poate transforma răul în bine. O, aleluia! Aleluia, măriți să fie Domnul! Te lupți în această seară cu încercarea de viața ta, cu suferința, cu boala, în toate formele ei, vreau să zic ceva, caută soluții, nu vinovați. Nu te mai întreba cine e de vine că am ajuns aici. Îi tata, îi mama, îi bunicul, îi străbunicul, ăla, totul, cu tare, cu greșit operația și copilul meu a ajuns cum a ajuns două. Nu te mai întreba cine e de vine, știți care e pericolul? Întrebându-te cine e de vine să ajungi ca Adam la concluzia că Dumnezeu e de vine. Că Adam îi zice lui Dumnezeu, Doamne, zice, nu eu, cineva asta pe care Tu mi-ai dat-o, eu eram burlac convins. Tu m-ai însurat. Tu mi-ai dat-o, Doamne. Din cauza Ta m-a ajuns aici. De câte ori ai dat vina pe Dumnezeu? Pentru boala ta? Pentru necazul tău? Pentru că ai pierdut banii pe care le-ai strâns cu greu? Pentru că te-ai îmbolnăvit de durere de spate, de câte ori n-ai dat vina femeie pe Dumnezeu, bărbatule, de câte ori ai zis, Dumnezeu e de vin. Nu mai căuta vinovați. Într-o zi am primit un mesaj, am venit dintr-o biserică mare și de obicei după ce îmi predic primesc multe SMS-uri. Unele sunt de încurajare, altele tot de încurajare. Și cel mai tare SMS-ul pe care l-am primit, nu l-am în telefonul ăsta, într-unul mai vechi, tare de tot. Am primit un SMS în care eram anunțat de un frate de 34 de ani, că soția lui care avea 33 de ani, în timpul programului a murit în spital, era bolnav de cancer de 4 sau 5 ani. Știți cum a anunțat? A zis așa. Astăzi a ajuns în cer încă un rod al suferințelor lui Hristos. Și era o dragoste extraordinar de mare. Și a zis mai multe chestii acolo, dar la final a zis o chestie extraordinară. Pe care dacă aș fi fost în locul lui, nu știu dacă aș fi putut să o scriu, să o zic la fel. A zis așa, dar Dumnezeul meu a rămas același Dumnezeu al dragostei. Chiar dacă ar trebui într-o zi să pierd tot ce am, Dumnezeul meu rămâne același Dumnezeu al dragostei. Chiar dacă mi-aș pierde familia într-o singură zi, Dumnezeu rămâne același Dumnezeu al dragostei. Chiar dacă mi-aș pierde sănătatea într-o singură clipă, Dumnezeul meu rămâne același Dumnezeu al dragostei. Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat. Numele Lui să fie binecuvântat. Viața asta e atât de scurtă în raport cu ceea ce ne așteaptă în veșnicie. Încă 10 ani în plus sau minus, ce mai contează? Degeaba plângi cu fața la perete, la fel ca regele din Vechiul Testament, sperând că Dumnezeu îți va lungi ziua. Nu contează, bărbatule, și nu contează, femeie, câte zile mai trăiești în lumea aceasta. Contează că în clipa în care vei ajunge în veșnicie și vei deschide ochii pentru prima dată, vei vedea chipul Domnului Iisus Hristos și Hristos îți va spune, vino, robul și credincios. Nu știu câți dintre voi credeți, dar pe cât sunt de sigur că țin microfonul ăsta în mână în fața voastră, știu sigur că atunci când voi închide ochii pentru ultima dată lumea asta, în următoarea fracțiune de secundă voi deschide ochii în veșnicie. Ultima mea suflare pe pământ va fi urmată de prima suflare în veșnicie. O, de voi fi paralizat când voi muri. Când voi fi în veșnicie, voi păși pe picioarele mele cerești. Vei fi bolnav de cancer când mori. Când vei fi în fața lui Hristos, vei fi ca la 25 de ani. De multe ori m-am gândit la ziua aceea când însuși Domnul cu un strigăț, cu glasul unui arhanghel, cu trâmbița lui Dumnezeu, va coborâi cei care au dormit în Hristos, cum ne spune Apostolul Pavel celor din Tesalonic în prima epistolă, capitolul 4,
când cei care au adormit în Hristos vor învia cu moarte pe moarte călcând, ce zice Biblia, noi cei care vom fi în viață vom fi transformați într-o fracțiune de secundă, iar cei morți vor fi, prima dată vor învia, cei care au adormit în Domnul, iar apoi noi cei care vom fi în viață vom fi transformați la o clip iar. Și zice acolo ceva tare, ne vom întâlni cu Domnul în veșnicie. Știți ce mă gândesc? Mă gândesc că va fi cea mai tare întâlnire de familie din istorie. Când o să mă întâlnesc cu bunicii pe care i-a iubit ca pe tata și mama, acolo, în văzduh. Când mă voi întâlni cu cei dragi care au trecut, cu prietenul meu cel mai bun din copilărie, care a murit de cancer la plămâni. Când o să te întâlnești, mama dragă, cu băiatul pe care l-ai pierdut, când te vei întâlni, bărbatule, cu părinții tăi care au trecut la Domnul, când te vei întâlni cu cei dragi, acolo. Și te întreb încă o dată, ești tu gata? Ești tu gata pentru ziua, pentru clipa, pentru ceasul, pentru momentul acela? Doar cei ce vor birui vor mânca din pomul vieții. Ai biruit tu ispita, ai biruit tu încercările vieții, doar celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieții. Vreți să fiți niște biruitori? Ce ziceți? Nu mai zic o dată, bă, oameni buni, vreți să fiți biruitori? Nu mai zic o dată, vreți să fiți biruitori? Ridicați-vă picioare. Asta rătăjduiesc că va fi și ultima rugăciune, dar nu știu cât de lungă, știe Duhul Sfânt. Vreau să fac o rugăciune și așa cum stăm cu ochii închiși. Dacă există cineva în locul acesta care vrea să facă o rugăciune pentru el, care vrea să-i spună lui Dumnezeu, Doamne, am nevoie să primesc o ispită în viața mea, numai tu știi care e ispita ta. În timp ce stăm cu ochii închiși, dacă există cineva care în seara asta vrea să-i spună Domnului, Doamne, vreau să biruiesc tentația asta. Vreau să stai cu mâna ridicată sus, pentru că în numele lui Dumnezeu mă rog pentru tine în seara aceasta. Astăzi Dumnezeu îți dă biruință, nu să pășim pe urmele pașilor tăi, în biruința ta. În faptele bune pregătite de tine încă înainte de întâlnirea lumii, nu sunt ale noastre, sunt ale tale. Tu ai biruit moartea, tu ai biruit necazul, tu ai biruit încercarea, tu ai biruit păcatul și dacă ai biruit tu, vârga celor adormiți în urma ta pe drumul creat de tine, vom păși în biruința Golgotei prin sângele de la Golgota, mai mult decât biruitor, din biruință în biruință, pentru că tu ai biruit. Nu noi vom birui, Doamne. Tu ești biruitorul, iar noi pășim în biruința ta prin credința tine, să o gătiți de biruință prin credința tine. Biruit boala și încercarea. Aleluia. Îți mulțumim. Îți mulțumesc pentru seara asta, pentru cântări, pentru cuvânt, pentru că ne-ai ascultat, pentru că ne-ai cercetat, pentru că ne-ai atins. Îți mulțumim.